Peste 80% din populația României folosește serviciile de telefonie mobilă, indiferent că este vorba de servicii cu abonament sau de cartele preplătite. În medie, un utilizator de telefonie consumă lunar aproape 300 de minute și SMS-uri și 100 de megabytes trafic de date, plătind pentru aceste servicii circa 12 euro. Giurgiuvenii cheltuiesc lunar între 25 și 200 de lei pentru telefonia mobilă, iar când vine vorba despre achiziționarea unui aparat nou, capacitatea procesorului și a camerei sunt printre cele mai importante criterii. Ce sumă acordați pe lună telefoniei? 100 de lei. Nu știu, în jur de 400-500 de mii. 80 de lei. În jur de 25 de lei, 30 de lei. Și când îți alegi un telefon, pe ce criterii îl alegi? În majoritatea să fie smartphone. Acum, cu noile modele, așa... Nu știu, ți-mi placă. 200 de lei. 100 și ceva de lei, 100 și un pic. Și când îți alegi telefonul, pe ce criterii îl alegi? Depinde ce are, ce opțiune are. Ce... La ce te uiți mai mult? Nu știu, la memorie, la cameră. Așa pentru internet? Sau... Da, și asta. 30 de lei, că am cartelă. Și când îți alegi un telefon, pe ce criterii îl alegi? Păi să... Să fie bun și să, nu știu, să filmeze, să... La ce te uiți? La memorie, la megapixel? Da, sigur, la memorie, da, și la cameră. 18 euro. Și când îți alegi un telefon, pe ce criterii îl alegi? Să fie bun, să meargă bine, să țină bun, mult și cam atât. La ce te uiți în primul rând? La cameră, la memorie? La memorie, la procesor. Potrivit datelor Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, în 2013 utilizatorii de telefonie mobilă au generat pentru operatori venituri de peste 3 miliarde de euro. Aproape jumătate din utilizatori folosesc doar servicii pe bază de abonament, 40% doar cartele preplătite, iar 12% atât abonamente cât și cartele.